Elevii din anii terminali se întorc pe 2 iunie la școală până pe 12 iunie, urmând să facă pregătire pentru evaluarea națională și bacalaureat. Prezența în această perioadă la școală este opțională pentru elevii care nu vor participa fizic la pregătire în vederea susținerii examenelor naționale. Vor fi organizate activități de pregătire online sau de pregătire alternativă. În această perioadă, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru elevii de gimnaziu, iar pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale, activitatea de pregătire nu va dura mai mult de 4 ore pentru elevii de liceu și 3 ore pentru gimnaziu. În instituțiile școlare, accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate. De asemenea, nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală măsurată la intrarea în incintă depășește 37,3 grade Celsius.